Urmărit la nivel internațional, prins în localitatea Bălteni. Un bărbat a fost dat în urmărire internațională după ce a fugit de la domiciliul din Dolj atunci când a primit vestea că va fi arestat pentru 4 ani și jumătate. Polițiștii gorjeni l-au imobilizat în Bălteni, ulterior încarcerându-l la penitenciarul Târgu Jiu. Bărbatul de 25 de ani din comuna Dranic, județul Dolj, era dat în urmărire internațională după ce a refuzat să își exercite pedeapsa. Acesta a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru sfidarea organelor judiciare. În anul 2013, inculpatul a adresat numeroase injurii la adresa președintelui completului de judecată, perturbând activitatea instanței. După 3 ani, acesta a primit mandat de executare a pedepsei, dar s-a gândit că scapă dacă se face nevăzut. Luna trecută, bărbatul a încercat să se ascundă de ochii polițiștilor din Dolj, dar spre disperarea lui a fost depistat în Gorj de polițiștii postului de poliție Bălteni, care l-au imobilizat și dus la sediul poliției Rovinari. Polițiștii din cadrul postului de poliție Bălteni au depistat pe raza comunei un tânăr de 25 de ani din comuna Dranic, județul Dolj, urmărit internațional, pe numele căruia judecătoria Slatina a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiunea de sfidare a organelor judiciare. În fapt, s-a reținut că la data de 13.12.2013, inculpatul ar fi adresat în mod repetat cuvinte jignitoare și obscene la adresa președintelui completului de judecată, perturbând astfel activitatea instanței. Fugarul a fost adus sub escortă la penitenciarul Târgu Jiu, unde a fost încarcerat.